În doar 4 zile, Isu Giurgiu a intervenit la un număr de 103 situații de urgență. Mai mult de jumătate dintre acestea au fost intervenții ale echipajului SMURD. În perioada 28 aprilie, 3 mai 2016, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare a intervenit în 87 de situații de urgență pentru acordarea primului ajutor medical. În cazul intervențiilor SMURD, cele mai frecvente simptome prezentate de pacienți au fost hipertensiune arterială, cefalee, vertij, tahicardie și traumatisme. De asemenea, nici incendiile nu au fost puține, căci în intervalul 28 aprilie-3 mai s-a înregistrat un număr de 4 incendii, dintre care 3 numai în municipiu. Unul dintre incendii a izbucnit chiar marți noaptea în jurul orei 2 la o locuință de pe șoseaua Ghizdarului. În data de 3 mai 2016, ora 1:47, Isu Giurgiu a fost solicitat prin intermediul numărului de urgență 112 să intervină în localitatea Giurgiu, mai exact pe șoseaua Ghizdarului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. La locul solicitării s-au deplasat 3 auto speciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj SMURD aparținând detașamentului de pompieri Giurgiu. Odată ajunși la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifestă la două anexe cu pericol de propagare la locuință. Datorită intervenției rapide a echipajelor ISU, incendiul a fost localizat înainte să se propage. Cu toate acestea, ars acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați și elemente de mobilier precum și anexele pe o suprafață de 20 de metri pătrați. Intervenția a fost îngreunată din cauza vântului puternic care a ajutat la propagarea incendiului.